Teran. Bună seara, domnule Soluția, vă rugăm. Ceas. Nu este ceas. Mulțumim. Da, nu este ceas, din păcate. Vom merge mai departe. Am scris un cu literă. Auzi? Dar da. Vezi că mai sună și doamne, nu doar domnule. Avem un nou apel, dragii mei, de la dumneavoastră. Bună seara, Soluția, vă rog. Cules? Cules? Nu e... Aaaa. Aaaa. Nu, știți ce facem, fiță? Dar nu, că, nu, numai dacă inversez literele, ca să vadă în oglindă. Dar nu, că poți să inversezi în oglindă. Inversez camera din TikTok. Direct din TikTok? Da, stai că zic eu dacă vrei. Să faci oglindă, gen, nu? Da. Da, e o opțiune jos în colț, sunt 3 puncte și e acolo cu mirea. Cu multă camera, nu? Oglindă, gata, e da. Mai deodată, așa. Gata! Bravo! Dar măcar să scrie-ne și nouă cuvântul, să știm și noi, știi? Da. Am uitat cuvântul, stați. Că și se termină cu sun. Oricum îl uiți de fiecare dată când sună telefonul. A, tu te uiți. Stați, asta era. Bine, viața mea, hai, vă pupăm iar. Te pupăm! Te pupăm! Pa, pa! Pa, pa! Și când sună cineva trebuie să ziceam, alo, da, Soluția, domnule. Soluția, nu, Soluția, doar. Soluția, vă rog. Vreau să sune telefonul acum. Ia să vedem. Un nou apelan. Un nou apelan, dragii mei, nu-i așa? Bună seara, Soluția, vă rog. Da. Mai încercați. Ce începe cu litera C, se termină cu S. Aveți numărul de telefon afișat, dar stai că îl și scriu aici. Stați așa. Adaugă text direct. Da, te rog chiar să pui text. Haideți să vedem, dragii mei, în această superbă seară jucăm... Mă piși! Deci e cineva care tot îmi scrie răspunsurile pe Facebook. Sună, te rog! Sună! Vrem să sune telefonul, doamnelor și domnilor, în această seară? Ar mai trebui spus odată numărul de telefon. 07... Nu! Nu mai ziceți numărul de telefon, îl vom afișa direct pe ecran. Stați 2 secunde, dragii mei. Șepte. Da. Perfect. Puteți apela la acest număr de telefon, dragii mei, pentru a ne spune Soluția în direct care considerați că este cuvântul corect. Nu-i așa? Este format din 5 litere și începe cu C și se termină cu S. Așteptăm telefoanele voastre cu interes. Haideți să vedem următorul invitat. Alo, bună seara, Soluția, vă rog. Alo, bună seara, de Soluția este Cara. Da! Bravo! Ați ghicit, dragii mei. Felicitări, numele și locul de unde sunteți? Mă numesc Alex și sunt din Râșnov, Brașov. Este Caras, să știți. Felicitări, îți ați câștigat un Caras. Felicitări, te pupăm și te iubim. Luca, sigur mă știe că am mai fost o dată la Brașov, Luca, și m-am întâlnit cu el în Râșnov. A, da, posibil să da, da. No, bun, dragilor, vă pup și sunteți tare mult. O seară frumoasă. Te pupăm, pa, pa. Pa, pa, pa. Următorul cuvânt, dragii mei, stați așa că nu se termină aici jocul interactiv. Nu mai să ștergem asta, că totuși nu o să fie niciodată. Așa, și să no color ID. Dar n-am pus Soluția, prieteni. O secundă. Ok, aceasta okay. Este Soluția. Ok. Da. O secundă. Mai suni încă o dată după ce vezi cuvântul. Haideți să vedem ce începe cu P, se termină cu și nu este pulă. Nici nu-mi căpea. Sunați la numărul unui de pe telefon și... Ia să vedem. Bună seara, Soluția, domnule. Alo, bună seara, Soluția este Pulău. Nu! No! No! Ce păcat. Ce păcat. Nu, dar dacă mai aveți vreo idee, puteți să reveniți cu apelul. Deci, stai că am uitat care. A, am găsit, da. Vă putem da un indiciu dacă doriți. Nu, nu este Pireu, nu. Mai gândiți-vă și sunați-ne după. Sunați-ne. Imediat, voi reveni. La revedere! La revedere! Vă putem oferi însă un indiciu. Indiciu este că este... Bună seara! Mateu! Da! Cum te numești și de unde ești?
și din Cluj. Wow! Ai câștigat un pateu, o a vorbit de toți banii. Da. Felicitări, o să-ți trimitem un pateu la Cluj. Am făcut un TikTok foarte amuzant și l-am trimis la Luca pe Insta. Ne uităm în curând și pe Instagram, domnule, mulțumim din suflet. La revedere. La revedere. La revedere. Nu mai, că gata, s-a terminat varianta. Din Belgia. Din Belgia, wow. Vreți să răspunde că e din Belgia. Hai da. Alo, spuneți. Da. Da. Nu mai sunt de toți banii. Da. Atât a avut credit. Următor, dacă aveți o idee de cuvânt, eu sunt disponibil. Vorbim de toți cenții. Sună din nou. Spuneți. Alo. Azi e varianta. A, aștepți varianta. Păi sună după ce afișăm varianta, te rugăm, da? Ok, telefon. Să stați în telefon. Ah, ok. Rămâneți pe fir. În regulă, vă rugăm frumos să așteptați. Bun, mai departe, ia să vedem. Următorul cuvânt este format din 6 cuvinte, okay. Dragii mei, începe 6 cu 6 litere. Litere chiar începe cu C, se termină cu R și nu este cur. Ia că te deja avem un invitat. Alo, bună seara, soluția, domnule. Ah, ați greșit. Ne pare rău, la revedere. Nu, nu este curcan, dar este Bună seara. Soluția, vă rugăm. Bună seara. Soluția. Cancer. Din păcate nu este cancer, vă mulțumim mult. La revedere. Seb, zici tu soluția, te rog, nu putem să zicem toți deodată soluția. Ok, o să zic eu soluția și vorbim pe rând. Ok, ia să vedem următorul apelant. Bună soluția, domnule! Nu, nu, ne pare rău. Cauți varianta. Ce a zis? A zis să sugem pula? Da! Aoleu, catastrofe. Soluția, domnule! Curvar. Nu, nu este curvar, dar ați fost foarte aproape. Ce are fă? Mulțumesc, seara bună. Mulțumim la fel. Ce are fă? Acum, acum. Așa, haideți să ne... Soluția, domnule. Nu mai am dar. Cum, cum? Nu. Dar ați fost aproape, să știți. Haideți să vă dau un indiciu. Este un aliment, dragii mei, da? Țineți cont că este un aliment. Soluția. Nu. Nu, dar ați fost foarte aproape, să știți. Este un aliment. Doar am vrut să văd. În 1000 de euro. Soluția. Circar. Circar nu este un aliment, dar da, nu, 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 este un aliment, dragii mei, este un cuvânt format din 5 litere. Circarul poate fi un aliment al rechinului, al tigrului. Da, deci da. Este un aliment, da, nu este un obiect, este un aliment. Haideți să vedem. Vreau să sune telefonul acum! Asta. Alo, bună seara, soluția, vă rugăm. Cursor. Nu, deci după, nu trebuie să mă repet. Acesta este un cuvânt. Este un aliment, da? Bună seara, soluția, vă rog. Sosuci canasul. Ok. Bună seara. Soluția. Bună seara, ciocor? Ha? Ce? Ciocor? Ciocor? Ce este aceea? E de mâncat? Nu știu. Ah, ok. Ok, mulțumim. La revedere. La revedere. Îmi place cum se vorbește ca în call center. Da, efectiv, da. Dar nu este ciocor. Nu, nu. Și cioc... Nu. Deci este format din C... Din C. Bună seara. Bună seara. Soluția. Caviar. A mai fost. Aproape, da, mulțumim mult. Te pupăm, la revedere. Pupici.
Deci dacă nu avem Magdi, tu erai cu ciocor măpiș. Soluția? Bestole. Da, mănânci coaiele. Soluția? Alo? Alo, soluția, domnule. Nu știu ce să zic. Nu dăm de capăt. Mulțumim deci, pentru apel. Fiți atenți, este un cuvânt foarte... Italia. Parla italiano, e? Parla italiano? La soluzione, por favor. Kaiser. Da. No, nu este Kaiser. Nu. Ați fost aproape. Haideți mai primim două telefoane. Dacă nu primim două telefoane bune, vom schimba cuvântul pentru că e prea greu, da? Nu acceptăm apeluri fără... cu număr ascuns. Bună seara! Soluția este... Da? Care e soluția? Soluția este sus pula. Aaaa! Mănânci pula! London! London, yes! Soluția? Calama! Nu, nu, ne pare bine, rău. Din păcate vom schimba cuvântul pentru că prea e greu. E grele. Grele limbirile la rusul. E prea, prea e greu și romula. Dar de când e fă creierul aliment? Este creier, pentru că creier n-are alea care ai pleacă după pulă, da? Este creier și este și aliment, by the way. Se poate mânca creierul. Da, aveți creier pane. Ma che cazzo. Da, dragii mei, vom schimba cuvântul, vă pune unul mai simplu pentru că a fost foarte dificil acesta. De unde șterg? Ah. Vai. De nu, nu te doare mâna cu acel iPad în mână? Nu. Nu? Ok, perfect. Nu da. Merge? Da, ba da, ba da. Ba da. Da. Din trei, plus încă patru litere, da? Este un cuvânt foarte simplu. Este din nou un aliment. Soluția, domnule. Bună seara, soluția este curcan. Am trecut de acel cuvânt, domnule. Da. Nu, deci soluția este... Soluția a fost creier. Da. Care n-are alea, care pleacă după... Alo? Soluția. Supă. Nu este supă, dar îți mulțumim mult, ai fost foarte departe. Da, lasă pe mod, că noi nu auzim când spune, și auzim peste. Da. Soluția? Soluția e soia. Oh! Oh! Felicitări, felicitări. Cum te cheamă și de unde ești? De unde ești? Din Timișoara. Din Timișoara. Ați câștigat o pungă de soia, vă mulțumim din suflet pentru răspuns. Te pupăm, pa, pa. Bye, bye! Vedeți, dragii mei, așa se face jocul. Oameni inteligenți care apelează, așa îmi place. Nu să zic sulă. Sula nu este un aliment, totuși. Nu, acum nu, așteptați. Nu avem soluție. Nu avem cuvânt. Ia să vedem, dragii mei, ce începe cu P și se termină cu A și nu este pula, este un nume. Este un număr, un nume format din 5 litere. Haideți să vedem. Dar pe tare. Alo, soluția, domnul meu. Bună seara, soluția este Paula. Nu. Mulțumim, dar nu este acesta. Mulțumim, te pupăm. Te pupăm o seară superbă, da. Ok. Păi și ce nume e asta? Este? Cum să nu? Bună seara, soluția! Nu a răspuns. Ah, gata, am înțeles. Alo, soluția, domnul meu. Fă, i-a închis. Ah. Alo, bună seara, soluția, vă rugăm. Soluția este Paula. Nu. Invitatul de mai înainte a spus tot Paula. Nu este Paula, nu, este un nume masculin. Ca să vă dau un indiciu. Da, opa.
Nu este un nume. Okay. Da, moviment masculin. Mulțumim din suflet. Nu știe ce scrie pe tableta aia. Nu, a dat-o nașpa, dar lumea o să sperăm că își dă seama. Cum adică am dat-o nașpa? Știam. Și așa dacă nașpa. Dacă ștergi ăla, este... Alo, bună seara, soluția, vă rugăm. Știi cum ce zic? Este Paula. Nu. No. Vă rugăm foarte frumos să fiți... Vă rugăm foarte frumos să fiți mare atenți. Mare atenți. S-a vorbit. Mare atenți la cuvintele. Bună seara, soluția, vă rog. Soluția este Petra. Nu, dar e foarte frumos numele acesta, sincer, chiar îl voi ține minte. Dar nu este, este... Nu este asta. Mulțumim din suflet. Așteaptă-vă și tu să zică lumea la revedere, nesimțit-o. Alo, soluția, domnul meu. Pulpă. Nu, este pulpă, este nume de bărbat, mulțumim, da. Mai departe, ce începe cu P și se termină cu A este nume de bărbat și nu este pulă. Alo, bună seara, soluția, vă rog. Soluția este panda. Nu, doar... Este nume de bărbat, da? Deci nu panda. Mai departe, dragii mei, următorul concurent nu se mai focusează. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Soluția este pișta. Bravo! Felicitări, domnul meu, ați câștigat un pișta exact la dumneavoastră. Numele și orașul din care sunteți. Da, să vi-l putem trimite pe pișta. Eu sunt din Franța. Super. Mulțumim e din suflet. E orașul Franța, el, ok? Mulțumim, te vom revedere. Suna după această emisiune. Această emisiune. Mulțumim vă din suflet. La revedere. A fost foarte frumos. Da, pișta a fost răspunsul corect, da? Mai vă departe. Vă rugăm mare atenție la cei care sună înainte să nu mai repetați cuvintele unii după alții. Foarte mare atenție la ce cuvinte se spun, care sunt greșite. Să le țineți minte să nu mai sunați degeaba. Apelul este taxabil cu 0 euro pe oră. Nu avem cuvântul. 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 Următorul cuvânt îl vom afla chiar acum, dragii mei, imediat. Imediat ce am să-l găsesc. Da. Nu. E. Ce? Păi și arată nici nu. Ok. Da. Ok, dragii mei, următorul cuvânt începe cu C, se termină cu A și nu este căcată. Nu e curvă. Și nici curvă. Haideți să vedem, sunați cu încredere. Bună seara, soluția, domnul meu. Bună seara. Soluția este Târgoviște. Nu este, se mulțumim. Pare rău, la revedere. Da, un sfat de la iubita noastră Ceci, să dai luminositatea mai mică la tabletă că o să se focuseze mai bine. Uite, un om care este atent. Mulțumim din suflet, Ceci. Următoarea clientă, bună seara, domnul meu. Soluția este căciulă. No. Nu este, mulțumim, ați fost foarte aproape. Mai departe, dragii mei. Deci ce începe cu Î? Cu Î? Alo, bună seara. Soluția, vă rugăm. Cameră. Nu este cameră, nu. Este un... Haideți să vă dau un indiciu. Este un cuvânt care ține de domeniul vestimentar. Ce vestimentar? Ești proastă? Nu ești proastă? Da. Nu, ține de domeniul îngrijirii personale. Haideți să vedem. Alo, bună seara, soluția, vă rog. Mulțumim. Haideți să vedem ce începe cu Î. Cu Î. Alo, bună seara. Soluția, vă rog. Răspunsul este cagulă. No. Dar ați fost foarte departe, mulțumim. Deci, s-a observat cum am dat recomandat. N-ați înțeles, este...
Alo, bună seara, soluția, vă rugăm, domnul meu. Bună seara, soluția este cremă. Nu! No! Nu, dar sunteți foarte aproape, mai încercați, vă rog. Ok. Mai departe. Deci, ideea este că acest lucru trebuie făcut înainte de, de un date, da? Alo, bună seara, domnul meu, soluția. Îmi place pula. Și nouă! Da, îmi place vocea. Da, să ne spui de unde ești și cum te cheamă să-ți trimitem una. Din București sunt, dar sunt închis în spital, fată. N-am somn să mor eu. Dar îmi place pula. Și noi. Mulțumim din suflet pentru apel. Și noi, papa. Deci se face înainte de date, nu uitați. Sunați cu mare încredere și spuneți-ne soluția aia, să vedem următorul client repede, repede. Soluția, vă rugăm. Indianul talpă, uite cum te prinde, cum te fute. Nu este aceasta soluția, dar ne-a plăcut tare mult. Următorul invitat, bună seara, soluția, domnul meu. Soluția este clismă. Absolut superb este chiar acesta. Cum te cheamă și de unde ești ca să-ți trimitem una? Cristian din Argeș, am parte de ani săptămânal. Respectăm. Deci, ador, mulțumim din suflet, o să-ți facem o clismă gratuită, o seară superbă. O seară, te pupăm. Deci, super, uite, așa, da, îmi place. Vă rugăm acum, așteptați, nu mai sunați, schimbăm cuvântul, avem cuvinte noi pentru voi, cuvinte mult. Nu uitați să nu schimbați postul, canalul. Nu mai lăsăm pe Ari să vorbească. Asta s-a băgat peste mine. Nu. Mei, ce începe cu T, se termină cu E și nu sunt trufe. Și nici târfe. Haideți să vedem, dragii mei, cu încrederea. Acum! Unu. Bună seara, soluția, domnul meu. În continuare, merg pe Paula. Nu, nu, no, n-ați fost foarte aproape. Tap-tape. Ce nume? Tap-tape. Tap-tape? Da, da, da. Nici tine... acesta nu este da, cuvântul tap-tape. Care, tap-tape. Rău, vă rugăm să apropo, repediți. Apropo, pregătește. Pregătește pentru momentul în care oamenii practic vor ghici cuvântul. Vom pune un pic live-ul pe pauză pentru nu, a nu... Nu, o să reușesc. Nu trebuie să puneți live-ul pe pauză. Știi minutul? De la cât începe... Da, da, da. Da, da, haideți să vedem, dragii mei. Mai departe, cu toată încrederea. Da, da, da. Spuneți voi pentru un moment. Daniel, te pupăm și te iubim. Mulțumim pentru cadou. Haideți să vedem următorul apel. Vreau să sune telefonul, doamnelor și domnilor, vă rugăm frumos, soluția! Să sune telefonul! Andreea și Alexandra, te pupăm foarte mult! Câștigul este foarte mare la acest cuvânt, vă rugăm da. Foarte frumos să sunați, este să găsiți un cuvânt, soluția! Este un cuvânt pe care efectiv tot TikTok-ul recunoaște, este imposibil. Haideți să vedem! Bună seara, soluția, domnul meu! Tutoriale! No. Fute mașinielul ăsta era. Haideți că se poate, știu. Am încredere în voi, serios, sunteți oameni inteligenți. Alo, bună seara. No, nu e aceasta soluția. Nu este soluția, dar mi-a plăcut. Alo, hello. Hello. Soluția, te rugăm. Deci la numărul ăsta de telefon îi mai rog ca la taxi să mor. Da. Soluția? Nu este clismă, nu, nu. A fost? Care e cuvântul? Care este? Ce începe cu T, se termină cu E. Și a acaparat TikTok-ul. Și a acaparat TikTok-ul. Haideți că sunt alți clienți în așteptarea. Târfe. Nu mai ne-ai gai de căruță, târfe. Mai departe, dragii mei, eu zic să ne păstrăm calmul. Haideți să vedem. Alo, bună seara, soluția, vă rugăm, domnul meu. Bună seara. Bună seara. Telefoane. Nu sunt telefoane. Mulțumim din suflet, ați fost foarte departe de adevăr. Haideți, cu încredere, dragii mei. Ia. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. A fost cam chinuit un pic acesta, dar... Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Tenerife. Oh!
absolut superb. Ați ghicit. Este Tenerife, îți mulțumim, ați câștigat o excursie în Tenerife. Mulțumim, să revenim la muzica de lift. O secundă, nu mai avem. A fost cuvânt. Tenerife, dragii mei, da? Super, super. O secundă, pentru că nu mai avem deocamdată cuvânt. Super tare. Haideți cu următorul cuvânt. Ok. Următorul cuvânt este format din 3 litere și nu este gay. Haideți să vedem ce începe cu litera G și se termină cu M. Sunați cu încredere la numărul afișat pe ecran, pentru că nu prezintă costul suplimentare. Bună seara, soluția vă rugăm. Soluția este tramvaie. Nu, dar a fost foarte, foarte aproape. Dă mai ce fă. Da, dă-i mai încet. Bună seara, soluția, domnul meu. Bună seara, suntem. Cum? Țâțe. Cum țâțe, doamnă? Dacă aici e o literă G și o literă M, ziceți țâțe. Nu se poate, un pic de concentrare. Vă rog frumos, ce începe cu G? Haideți, soluția, bună seara. Alo. Alo. Da, bună seara. Soluția e gem. Da, oh, da. Felicitări. Felicitări, ați câștigat un borcam de gem. Un borcam. Am zis borcam. Am auzit ce ai spus. Ce începe cu litera G și se termină cu M? Așa ai zis. O secundă, da? Că nu mai avem cuvânt. Da, așa am zis. Da. Ați auzit, nu? Ce începe cu litera G și se termină cu M? Gem. Ok, mai ce departe. Ce să fie, oare ce să fie? Dă-ți puțin telefonul mic. Mă simt ca la cel cu piesa asta. Păi a schimbat asta muzica de lift, că eu mă pricepeam. Da, ce faci, pă? A, schimbă soneria, fiți atenți că o pune pe aia cu, de la telefon. Mă pici. O secundă, imediat urmează următorul cuvânt. Avem niște mici defecțiuni tehnice. Da? Uite. Da. Am găsit acela e, este ala, perfect. Ala. Am găsit am setat cuvântul, dragii mei. Ce începe cu litera L, se termină cu litera R. Opa. Uleu. Stați un pic. Avem un nou invitat, alo, bună seara. Ceva rău. Îi dau să trust sau don't trust? Don't trust. Ok. Cum șterg linia asta? Ah. Ce începe cu litera L și se... Da, răspunde. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Alo, bună seara. Bună seara. Răspunsul este larva. Nu, no, nu, no, dar ați fost aproape, să știți. Deci soluția este este un aliment. Este un aliment. Bună seara, domnul meu, soluția. Bună seara, soluția este lăbar. Nu, no, no, dar sunteți extraordinar de aproape dacă schimbați un cuvânt. Mulțumim din suflet. O literă. Dacă schimbați un cuvânt. Da, da, da. Haideți să vedem ce începe cu litera L, se termină cu litera R și este produs alimentar. Bună seara, domnul meu, care este soluția? Bună, cuvântul lebar. Oh! Felicitări, doamnă dragă, ați câștigat o rudă de lebar. Să ne spuneți numele și locația. Marisa din Timișoara, super. Da. Ați câștigat un lebar. Să verifici poșta, la revedere. Seară superbă. La fel. Deci, așa da, așa îmi place. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Bună, soluția este lebar. Este lebar, da, 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 deja avem o câștigătoare, vă mulțumim din suflet. Pa! Bye! Ok, următorul cuvânt. Mama, am plecat să-i zic ceva și am zis doar...
O secundă, dragilor, nu mai avem cuvântul. Dar mai vorbiți unii peste alții totuși, da? Încercați să vorbiți și voi pe rând. Mhm, ok. Eu sunt aici la montaj. Da. Studiourile alea. Stați un pic, ajutați-mă cu un cuvânt pe bune, nu se poate. Da, ei? Nu. Trece... Dar tot cu... Da. Ei, și ce are? Ok. Următorul cuvânt, dragii mei, începe cu C și se termină cu... Tot cu C. Este un... Este un cuvânt folosit foarte mult în industria Horeca. Nu uitați. Este un detaliu foarte important. Claudia, te pupăm. Mulțumim pentru susținerele și pentru sustenabilitate. Așteptăm răspunsurile voastre la telefonul, numărul de telefon. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Mulțumim. Alo, bună seara, soluția, domnule. Soluția? Răspuns greșit, mai departe. Fă, dar s-a auzit exact ca la televizor în prelare. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Cauciuc. No. No, dar a fost foarte aproape, mulțumim din suflet. Haideți să vedem următorul invitat. Quiz Mădălin. Nu știu. Opa. Stai. Alo, bună seara, soluția. Căcat. No. No. Ați fost foarte aproape. Nu uitați, dragii mei, un anunț foarte important. Aș vrea să intrați pe pagina mea de YouTube. Avem cont nou de YouTube pe care urmează să postăm content inedit în următoarea perioadă. Neapărat să dați subscribe. Aveți linkul în bio-ul meu sau pe Instagram, Luca Darvins. Haideți să vedem următorul invitat. Bună seara, domnule, soluția vă rugăm. Alo, bună seara, soluția. Nu, dumneavoastră să ne spune soluția. Conac, conac. No. Nu, nu, domnul, nu. Este din Horeca, domnul meu. Colacul este de la Oana Roman. Haideți, mai departe, dar... Bună seara, soluția, domnul meu. Bună de cară. Bună de cară. Nigă, nigă, unde de porc. Ce? N-am înțeles, ce spune. Era ceva de nigă, nigă. Alo, bună seara, soluția, vă rugăm. Cozonac. No, ne... Cum făceam? Te rog. Nu, igă. Asta tot zicea, igă, igă. Luca, ce faci? Am dat 30 de temperatură. Eu pus la 30 și eu mă topesc. Alo, bună seara, soluția, chestia basando. Dacă îți faci asta... No, ne pare rău, mulțumim. Zic că e mai ușor, nu? Da, da. Ok. Mai, nu, la 20, serios. Nu! Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Doamne, te-ai dus în pulă. Seara. Bună seara. Soluția este căcat cu pizdă. No! A fi un fel de eșler. Și eu te pup tare de tot, dar nu este căcat cu pizdă. Mulțumim, te mai așteptăm la noi. Te pupăm. Bine, căcat cu pizdă, what the fuck? Un ecler. Un ecler. Soluția, vă rugăm. Curve. No. 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 Da, uite ca și... Alo, bună seara, soluția, domnul stai meu. Stai fă prostul, că n-am răspuns. Așa. Alo, bună seara, domnul meu. Morto. No. Nu este, domnul meu, că începe cu cât de la căcat. Haideți, mai departe. Este din domeniul ospitalității, oameni buni. Bună seara, soluția. În anumite țări este interzis. Acesta este un nou tips pe care poți. Bună seara, soluția. Soluția și Titanic. No, nu ne este, pare rău. Nu. Mulțumim. Da, haideți, mai departe, dragii mei. Dacă mai două apeluri, dacă nu rezolvăm din două apeluri, schimbăm cuvântul. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Alo, bună seara, soluția este Nelca Miroslava. Nu, mulțumim din suflet. Mulțumim. Vă rog să porniți comentariile. Alo, bună seara, soluția, domnul meu.
ură să vă pun. Asta este soluția, domnul meu, la mai mare. Alo, bună seara, soluția. Coniac? Nu. No. Haideți să vă mai dăm un indiciu înainte de a schimba cuvântul. Porniți comentariile. Moderatorii, porniți comentariile ca să vorbească și oamenii între ei, că e plictisitor. Alo, bună seara, soluția, vă rog. Alo, bună seara, ciorbic cu capa. Nu este aceasta, mulțumim. Ciorbic. Andreea, te pupăm. Mai departe, dragii mei, nu mai duc. Alo, bună seara, soluția, vă rog. Bună, Bojack. Cum? Bojack. Ce anume? Bojack. Ce anume? Nu este Kojak, nici Coniac. Alo, bună seara, domnul meu, soluția, vă rog. Este copilie, că cuvântul face parte, cuvântul face parte din domeniul. Domnul meu, este copilie. Nu este copilie, mai departe. Doamnă, dumneavoastră doriți să ne certăm? Doamnă, să te strează. Deschide geamul ca-mi transpira. Băi, nu mai duc, că nu mai pot să am mai răzut. Soluția, vă rugăm. Bună seara, soluția este doamna Nelca Miroslava Variosimen. No, ne pare rău. Din păcate, nu este aceasta. Mulțumim din suflet. Vai că am transpirat la O-O. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Ciubuc? Da! Da! Sfârșit. Să știți că ați câștigat ciubuc pentru o lună, doamnă. Ce? De unde sunteți și care este numele? Din Cluj și mă numesc Roxana. Roxana din Cluj, ai câștigat ciubuc pentru o lună întreagă. Ia să vedem. Ciubuc. Începe cu T, se termină cu A și este în general în domeniul automobilelor. Haideți să vedem. Dar este și aliment, poate fi și aliment. Corectez, este din domeniul alimentar. Soluția, vă rugăm, bună seara. Tată. Nu este tată din domeniul alimentar, dar ne place cum sună. Mai departe. Dar mie nu mi-a zis ce cuvântul. A, dar nu, că oamenii spun cuvântul în chat, nu-i bine. Știi? Deci... Păi, funcționăm doar pe telefon. Da, exact. Dezactivează-te, rugăm, comentarii. Da, haideți, dragii mei, începe cu T, se termină cu A. Ai scris. Din motive tehnice vom schimba cuvântul. Nu spuneți, doamne, dar sunteți trează? Au, fost mai mult. Da, mi-a plăcut foarte tare. Eu abia aștept să descarc live-ul acest. Ce că sunteți trează? Da. Dorm. Eu am crezut că... Eu am crezut că am întors intenționat cu cuvântul scris. Nu. Hai să vedem. Următorul cuvânt este format din 3 litere și nu este O. Asta este foarte ușor, serios. Cred că deja v-ați ghicit. Ați ghicit numele. Haideți să vedem, dragii mei. Ce începe cu O, se termină cu A. Ok. Bună seara, soluția, domnul meu. Oh, da, cum care este numele dumneavoastră, domnule? Cosmin. Domnul Cosmin, ați câștigat oja pentru o săptămână întreagă. Mulțumim din suflet. Mulțumesc. Este oja, într-adevăr, a ghicit domnul Cosmin din nu știm de unde este, a câștigat acest concurs. Haideți să vedem următorul cuvânt. Na, lasă-mă acum, doamne, fută-mă asta. Papa, dracu, păcă, prizdește-le. Ok. Următorul cuvânt, dragii mei, este format din 4 litere. 4 cilindri și o literă. Este format din 4 cuvinte, începe cu bit,
litere. Din 4 litere chiar se termină cu A. Este un obiect. Alo, bună seara, soluția, vă rog. Bilă. No. No. Este un, este practic un obiect. Alo, bună seara. Soluția, vă rugăm. Ha? Cum? Bală. Bală? Nu este bală, domnul meu, dar a fost foarte departe. Alo, bună seara, soluția, vă rog. Bună, budă. Aaaa! Ați câștigat un set de bude, domnul meu, pe dorul. Un set de buzi. Numele și orașul de unde sunteți să vă trimitem buzile. O să vă rugăm să dați un pic mai încet televizorul, domnul meu, să nu ne auzim în ecou. De unde sunteți, domnule, ca să vă rugăm de buzi? Domnul meu, aveți un set complet de buzi direct spre Cluj. Mulțumesc din suflet. Într-o săptămână. Într-o săptămână maxim ajunge prin UPS. O seară superbă. Camionul mai de ajunge lui. O secundă. Da, mai de departe. Mai multe. Mai multe secunde. Nu, stai. Aveți altul? Scuze, nu știam ce vrei să scrii. Ia să vedem, dragii mei, un nou cuvânt. Dar ce începe cu B și se termină cu C și face parte din practic din Alo, bună seara. Eu nu cred că am intrat între mulțamul, doamne. Ciubuc, măi, eu nu știu la ce cuvânt e. A, da, ciubuc a fost acum 2 ore, domnule, mulțumim din suflet. Nu, no, păi până ne ardea, până ajuns la două. Dar puteți, dacă vedeți pe ecran, să ne ghiciți următorul cuvânt care începe cu B, să te cu C? Cu B și cu C? Mhm. Eu e gemie, n-o să te cătesc, mă gândesc, vă sunt după. Ok. Haideți să vedem, dragii mei. Este parte din corpul uman, da? Asta este un lucru foarte important. Oamenii scriu pe WhatsApp, efectiv. Da. Pentru că a făcut impresara noastră WhatsApp. Da. Cu numele Luca Hotline. Uite, Malvia are dreptate. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Balcă. Baltă. Banc, a zis. A zis balgă. Balgă. Ceva. Albă. Haideți să sune telefonul. Alo, bună seara, soluția, domnul meu. Bună seara, soluție, cucă. Nu, dar sunteți un pic aproape. Ce anume? Nu este nici de Dea Buble. Mulțumim din suflet. O seară superbă, vă dorim. Ce mi-a plăcut asta? O iubesc. Alo, ne stea la soluția, domnule. Repetați, vă rugăm. E buric. Da! Felicitări, domnul meu, ați ghicit. Ați câștigat un set de burice pentru următoarea lună. Să ne spuneți numele și adresa, domnul meu. Luca Senzual de TikTok din Arad. Luca Senzual de pe TikTok, ați câștigat un set de burice pentru o lună. Mulțumim și noi, la revedere. Eu închis direct. Da, deci uite, domnul a câștigat un set de burice. Da. Vă rugăm să mai așteptați un pic. Da, eu zic să, că eu nu mai pot. Dacă vreți să continuați, eu sincer am obosit foarte tare. Vreau să citesc mesajele de pe WhatsApp. Da, hai, când citește colegul meu mesajele. Dăm codul. 41 65. Da. O secundă că citim mesajele. Activează comentariile, Seb. Că citesc ce primim pe WhatsApp. Eu aș dori să fumez o țigară, dragii mei, pentru că, sincer, telespectatorii m-au obosit. Nu mai sunați, că nu pot să deblochez telefonul. Jocurile astea absolut geniale, sincer. Nu uitați să veniți cu un follow pe Instagram și pe YouTube, pentru că vai de viața mea, deci sună telefonul în dragi. Vom face foarte mult content de acest gen. Telefonul atunci. Stai că-l dau acum.
Gata. Vai, dar ce mi-au înghețat picioarele. 6-5 și activează Wi-Fi-ul de cât. Bun.